Frați și surori, am observat, am observat și cred că sunteți de acord cu ceea ce spun, că noi, biserica Maranata de aici, în timpul săptămânii, la întâlnirile de marți și de joi, punem mare accent pe, pe viața de rugăciune. Și nu este greșit, este bine. Să fim o biserică rugativă, o biserică care se roagă. Pentru că rugăciunea este un canal prin care curge putere, spunea cineva, și rugăciunea este mijlocul de comunicare cu Dumnezeu. Dar, dar, este foarte importantă învățătura din scripturi. Fratele Marian a făcut aici o afirmație și mi-am adus aminte de cuvântul acesta. Spune acolo în Ezechiel, în capitolul 2, la ultimul verset, ultimele două versete, că Ezechiel a văzut o făptură, o ființă dumnezeiască, care era încolorată de lumină. Dacă citiți acolo în capitolul 2, o să vedeți. Și spune că ținea în mână un sul de carte sau o carte în formă de sul. Și în cartea aceea, în formă de sul, pe care a văzut-o Ezechiel, și, bineînțeles, el a văzut că a desfăcut surul acela de carte. Pentru că, dacă nu-l desfăcea și nu vedea ce-i scris, nu, nu, nu spunea, spune că acolo erau scrise niște gemete, plânsete și bocete. Pentru că, Acolo era vorba de judecata lui Dumnezeu, care a venit peste poporul neascultător. Și zic, el a fost pus într-o situație ca și proroc, nu i-a fost ușor să meargă cu un mesaj de felul acesta. Și acolo continuă Domnul și spune, mănâncă sulul acesta de carte. Și el spune că l-au mâncat și era dulce în măruntaele lui. Vorbind din punct de vedere spiritual, Dumnezeu nu ne cheamă să mâncăm Biblia. Că noi nu trebuie să mâncăm hârtie, Dar Dumnezeu ne cheamă să ne hrănim din Biblie. Să ne hrănim sufletul, să ne hrănim omul dinăuntru, din scripturi. Vedeți, dacă citiți în Psalmul 63, spune David acolo, într-un verset, nu mi-aduc aminte exact versetul, dar siguranță. Siguranță, în Psalmul 63 spune: Mi se satură Sufletul, cade niște bucate grase și mi-e doar să mulțumesc. <coughs> Crina, uitați-vă! Dragii mei, alimentul pentru Sufletul nostru, pentru omul dinăuntru, este Sfânta Scriptură. Dați-mi voie să folosesc și să spun că așa cum dorește Sufletul nostru apă după ce mâncăm, sufletul nostru suspină și tângește de dor după curțile Domnului. Citea, cred că, Filip sau nu știu care, Marx, din Psalmul 42. Apa aceasta, prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care este simbolizat în Biblie de, de multe ori ca o apă care curge. Domnul Isus a spus că din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Este sursa de putere, un factor care contribuie la creșterea noastră spirituală. Și apoi cuvântul este pâinea. Sunt bucatele grase și miezoase, sunt doi factori importanți, cuvântul și Duhul Domnului, Duhul Sfânt pe care noi le putem acumula în vasele noastre. Ar vrea să vorbesc în seara aceasta și să fiu un ton cu frații care au vorbit înainte de mine. Și anume, atunci când dăm o învățătură în biserică, este bine să mergem la sursa cea mai sigură. De-a lungul istoriei, Biserica Domnului de 2000 de ani încoace a suferit transformări. Și dacă am luat un model a unei biserici din perioada medievală, eu de prin anii 800 sau 900, vom observa multe erezii, vom găsi multe greșeli. Vom vedea că biserica s-a depărtat de adevăr, de adevăratul izvor. De aceea, este bine ca orice biserică, indiferent de numele pe care îl poartă, să meargă la izvorul cel mai sigur și să meargă la biserica primară, acolo unde putem să ajungem, ducându-ne cu gândul nostru la primii creștini. Și vreau să vă dau o referință biblică. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, vorbește despre primii creștini și acolo, în versetul 42, spune Luca, acolo că ei, adică creștinii aceștia stăruiau. Uitați-vă! în învățătura apostolilor. Este primul factor care contribuie la maturitatea noastră spirituală și la stabilitatea noastră ca biserică, la echilibru spiritual. Este învățătura apostolilor. Vedeți? Petru spune în cea de-a doua epistolă, cred că în, cap în capitolul 3 spune preaubiților, aceasta este cea de-a a doua, doua epistolă pe care vă scriu, prin amândouă cau să vă trezeți mintea sănătoasă, prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de cuvintele, ca să vă fac să vă aduceți aminte de, 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 lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Petru căuta să le țină mintea Trează, să le trezească mintea sănătoasă. Și Petru spune că voi toate aceste lucruri le știți. Le spune într-un verset că, dar deși voi le știți, caut ca atâta timp când sunt în viață, cu alte cuvinte, să le implementez în mintea voastră. Dragii mei, bine, eu folosesc cuvintele, nu folosesc cuvintele mot mo Pentru că nu le știu pe toate. Dar dacă căutați în Petru, veți observa că Petru spune că atâta timp cât este în viață, caută se învețe lucruri bune. Lucruri pe care el le-a văzut la Domnul Isus Hristos pentru că spunea, știu că dezbrăcarea de cortul meu, spunea că va avea loc, adică plecarea lui din lumea aceasta. Este foarte important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să fac un sondaj în seara aceasta. Sigur, vă înțeleg pe toți. Te scoli dimineața, te duci la muncă. Muncești 8 ore, poate 9, poate 10 ore. N-ai timp să deschizi Sfânta Scriptură și să citești. Poate n-ai timp să te rogi. De aceea este foarte important marța și joia să fim la biserică. Pentru că aici ne rugăm împreună, aici ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Acum, dacă eu aș apuca, chiar mă gândeam astăzi că poate ar fi bine, frații, noi care predicăm, să luăm fiecare punct așa. Dacă eu ar vrea să mă acces, predic aceasta, să mă acces doar pe învățătura apostolilor, și să vorbesc despre importanța învățăturii și despre învățătura Sfintelor Scripturi, ar putea să ți-o predică de un ceas. Dacă aș vrea să vorbesc despre legătura frățească, tot așa aș putea să, de, să țin o predică lungă și să vin cu argumente biblice. Dacă ar fi să vorbesc despre frângerea pâinii, la împărtășire mereu vorbim despre importanța împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Dacă ar fi să vorbim despre rugăciune, avem texte mai ales în Noul Testament, exemple a oamenilor care s-au rugat, care au practicat rugăciunea, oamenii rugăciunii, oameni care au agonizat în rugăciune. Domnul Isus Hristos, etalonul suprem, care este pus în fața noastră și care a spus învățați de la mine, în toate domeniile vieții noastre spirituale, să învățăm de la Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos a fost omul rugăciunii. Așa spune Evrei 5 cu 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești aducă rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Cuvintele acestea demontează, demontează toate opiniile unor oameni care sunt vrăjmași ai rugăciunii și care vor să, să distrugă și să nimicească altarul rugăciunii. Oameni care vin cu învățătura și spun nu mai trebuie să ne rugăm pentru că Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. De ce să-i spunem noi, noi, lui Dumnezeu și să ne rugăm un ceas și să repetăm mereu unele cuvinte? Vreau să vă arăt din Scriptură și voi știți, nu mă mai duc în text. Domnul Isus Hristos s-a rugat de trei ori. Prima dată s-a rugat un ceas, a doua oară s-a rugat încă un ceas și a treia oară nu mai scrie Biblia că s-a rugat. Dar s-a rugat pentru același lucru, Cerând de la Domnul ca să depărteze paharul de la el, dacă este cu putință, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Domnul Iisus a agonizat în rugăciune, spune că a transpirat. Sudoarea lui s-a prefăcut ca niște picături de sânge, sânge care cădeau pe pământ. S-a rugat, a agonizat în rugăciune, Domnul Iisus Hristos. Vin oamenii și spun că nu mai trebuie să ne rugăm, că Dumnezeu și așa ne cunoaște. Ce strigați așa? Ce vă forțați e, corzile vocale? Dați-mi voie să vă spun că rugăciunea făcută pe jumătate adormiți, a dormit nu ajunge decât la tavan. Nu trece de tavan. Rugăciunea a făcut așa cu Doamne, am venit și noi aici. Ai milă de noi. Nu ajunge de Biblia spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelor ar slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat cu stăruință, așa scrie Iacov, s-a rugat cu stăruință să nu ploaie. Și n-a plouat timp de trei ani și șase luni, apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Vreau să vin la gândul pe care l-am și care ziceam, este în ton cu ceea ce a vorbit frații, și să vorbesc câteva cuvinte despre întărirea relației noastre pe orizontal. Am spus și am amintit marți că noi venim în locul acesta împreună și vrem să întărim relația noastră cu Domnul. Dar, în textul din fapte, capitolul 2, la versetul 42, Scriptura ne arată că Primii creștini stăruiau în legătura frățească. Și ar vrea să spun câteva lucruri, pentru că, dragii mei, dați-mi voi să vă spun o biserică, așa cum fratele Florin spunea, ea este ținta loviturilor care vin din partea vrăjmașului. Și săgețile care vin din partea lui, spune Scriptura că sunt arzătoare. Și eu îmi permit să spun că sunt și o trăvitoare. Săgețile vrăjmașului. Pavel spune că dacă avem scutul credinței, spune în Efesen 6, vom putea să stingem săgețile arzătoare care vin din partea celui rău. Și Apostolul Pavel, care a scris epistola către romani, a trimis-o acestei biserici pe care el încă nu o cunoștea, doar din auzite. Înțelegem lucrul acesta din primele capitole, din primul capitol. Pavel spune că uh, am o mare dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, dar n-a ajuns până la punctul acela. A ajuns mai târziu la Roma, Apostolul Pavel. Dar în momentul scrierii epistolei către Romani, el nu cunoscuse biserica din Roma. Și deși nu o cunoscut, le dă niște sfaturi care să le folosească ca și o hrană spirituală și ca o învățătură de edificare spirituală. Și textul nostru spune dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Uitați care este învățătura apostolului Pavel. În versetul 10 spune, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Dragi mei, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, cred că la versetul 5, dacă bine mi-amintesc, Spune acolo apostolul Pavel, ținta poruncii, este dragostea, da? Care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Au zis de unde vine dragostea? Unde este izvorul dragostei? Spune că ținta poruncii este dragostea și izvorul ei este inima curată, care vine dintr-o inimă curată dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Ca să ne întărim și să întărim relația noastră pe orizontal, ca biserică, noi trebuie să căutăm lucrurile acestea, să le practicăm. Dragii mei, unul din lucrurile care uh, lucrează la închegarea bisericii, pe orizontală, la legătura noastră, ca și mădulare în trupul lui Hristos, este purtarea sarcinilor. Deci, cred că fratele Marin a amintit într-una din slujbe aici, din și revin la Galaten, capitolul 6, versetul 1, spune acolo, fraților, chiar dacă un om, uitați-vă, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine în sus ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Purtarea sarcinilor atunci când noi ne purtăm sarcinile unii altora, când ne rugăm unii pentru alții, când ne ajutăm unul pe celălalt, când plângem cu cei ce plâng. Pentru că așa spune Apostolul Pavel aici, în textul acesta, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Nu e așa că la bucurie suntem gata să fim părtași, la bucurie. Ne invită cineva la o părtășie, la o știu eu la o sărbătoare, în familie, în biserică, la o, la o întâlnire de sărbătoare, cum avem noi sărbătoarea Mulțumirii Duminică. Și cu siguranță că locul acesta va fi neîncăpător. Va trebui să punem scaune, poate și aici, poate, știu eu, pentru că va fi o sărbătoare de bucurie. Și la bucurie, așa de repede răspundem. Dar Scriptura spune că noi trebuie să fim părtași și la bucurie și la necar. Vreau să citesc ceva. Acum îmi vine în minte, Duhul Domnului consider, cred că mi-aduce aminte să citesc aici un cuvânt care vorbește că noi trebuie să fim părtași nu numai la bucurie. Uitați ce spune aici apostolul Ioan, care era exilat în insula Patmos din pricina mărturiei lui Isus Hristos Apocalipsa, capitolul 9, 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus Hristos. Și mă opresc doar aici. Pentru că apoi spune că erai acolo în insula Patmos, în Marea Egee. Unde se află și astăzi insula aceea, unde el era exilat din pricina credinței lui în Isus Hristos. Și acolo spune că el era părtaș cu frații și la necaz, dar și la împărăție. Aceasta înseamnă să întărim relația noastră pe orizontală, legătura frățească. Să ne purtăm sarcinile. Unul din factorii foarte importanți care contribuie la e, relația noastră pe orizontală, la întărirea relației și legăturii frățești, este să fim alături unii de alții și la bucurie, dar și la necaz, și la greu. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Un alt lucru pe care îl subliniază Apostolul Pavel aici îi îndeamnă. Ca în cinste să dea întâietate altuia, fiecare, dați-mi voie să vă spun ceva și cred că îmi dați dreptate. Cele mai mari neînțelegeri din biserici, în vremea aceasta, apar pe fondul acesta al dorinței de a fi mare, de a fi eu primul, de a avea eu cuvânt. Și cuvântul Domnului aici, Pavel, văzând pericolele, frații mei, eu nu spun că la noi așa. Eu spun că atunci când cineva se îmbolnăvește, dau un exemplu metaforic, da? Dacă eu mă îmbolnăvesc de cancer, perească Dumnezeu și voi să ziceți amin. Dacă eu mă duc din timp la medic, și medicul se uită și face analiză, se uită în sânge, vede, zice, domnule, dumneata să te abții de la cotare, de la cotare. îți recomand tratamentul ă, acesta pentru ca să nu te îmbolnăvești, că uite, dau semne, semne de boală. Și atunci vreau să vă întreb eu, nu știu cum sunteți voi, dar eu vă spun cum sunt eu, când m-am dus la doctor, și mi-a luat anumită din sânge și mi-a spus, uite, trebuie să ții aia, aia, aia. Păi știți cum le-am ținut? Mi-a asta s -o mirat de mine. Eu zis, cum de așa dintr-o dată ai renunțat la zahăr, ai renunțat la cutar. Am renunțat pentru că e vorba de sănătatea mea. Ei bine, pe plan spiritual tot așa este. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le prevenim din timp ca să nu să nu se, să, să nu-și facă cuib în biserică, să nu se rădăcineze în, în ogorul lui Dumnezeu. De aceea vorbim despre aceste lucruri. Pentru că slavă Domnului la noi, biserica se bucură de pace și de liniște, dar să știți că vrăjmașul nu doarme. Și el caută cu orice mod, dacă va putea, să intre, să tulbure. Tulburare repede să face. Printr-un cuvânt, printr-o vorbă, o supărare, printr-o acțiune care Mă rog, n-a fost, a fost, așa din... Fără să-ți dai seama, pur și simplu. Poate să apară unele lucruri care trebuie evitate. Și aici Apostolul Pavel spune în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Dacă împlinim versetul acesta, vă garantez că biserica aceasta îl va birui pe vrăjmașul și nu va fi Niciodată dezbinare în biserică și tulburări printre frați. Atunci când noi ne dăm cinste și întâietate unii altora. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. sârguin să fiți fără preget. Adică să fiți sârguincios. Trece timpul repede și n-am spus nici un sfert din ce am vrut să spun. Legat de legătura frățească legat de întărirea relației pe orizontal. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonez, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucruri înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oameni. Domnul să ne ajute la aceasta, frați și surori. Prea nu vă răzbunați singuri. Poate că sunt, cădem în cursa aceasta, în plasa aceasta a diavolului, care spune, vine și spune, șoptește la ureche, uite, s-a făcut acum rău, dar vine vremea când îți cade și ție în mână și atunci să ai grijă, să te folosești de moment să-i dai lecția, să-i dai replica, cu alte cuvinte. Asta nu la noi, la cei de afară. Totuși, Pavel spune, pentru că a văzut pericolul acesta care poate să se strecoare printre frați, și spune aici, dacă este cu putință întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii, nu numai cu pocăiții, cu atât mai mult. Auziți? sau de frați și surori. Faceți bine la toți oamenii, spune Pavel într-un loc, dar mai ales fraților de credință. Și aici spune, întrucât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii. Mai ales cu frații. Prea nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă să mănânce, dacă este sete, dă să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. Ce este Cuvântul Scripturii? Ce este o învățătură simplă? Nu avem noi nevoie de multe interpretări ca să înțelegem lucrurile acestea. Le-ați înțeles, fraților? Le-am înțeles cu toții? Cred că nu rămâne decât să aplicăm. Dar nu de mâine, de astăzi. Plecând de aici, meditând la Cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, Doamne, oare eu contribui? la relația pe orizontal cu frații, cu biserica? Sau sunt un supărăcios? Folosesc termenul acesta. Care dacă nu mi se dă ce vreau, mă supăr. Așa cum fac copiii, când mama și tata nu-i dă tot ce vrea el. Să supără, să... Bine ar fi să putem să fim partea bună a copiilor. La minte să fim oameni mari, dar la răutate să fim prunci și să ne crea, treacă repede, dacă se întâmplă, să o supărare. Să ne treacă repede așa cum trec copiilor. Și să nu dăm loc supărării să fie între noi ca frați și surori. Să nu fim supărați unii pe alții. Să fim frați în Domnul Isus Hristos și să căutăm să demontăm toate armele care sunt făurite să lovească împotriva bisericii. Armele celui rău să le putem nimici și Domnul să-și primească lauda și slava în biserică. Slăviți să fie numele Domnului! Haideți să stăm ridicați în picioare! Vreau să mulțumim Domnului pentru că asculta rugăciunile noastre. Vreau să mulțumim Domnului pentru cuvântul care, în primul rând, mi-a vorbit mie și apoi vouă. Și să căutăm să-l punem ca o aplicație practică în viața de zi cu zi. Ne rugăm, mulțumim Domnului și la urmă fratele Vivi va încheia cu rugăciune individuală. Haideți să ne rugăm așa cum stăm.